prietena noastră lucra în HR și i-am zis, zic, tu știi că eu n-am fost niciodată angajat? Zice, n-ai fost. Zic, nu, n-am fost niciodată angajat. Zic, am terminat facultate, am deschis restaurantul, am făcut eclat trading, zic, eu n-am fost niciodată. Zic, eu sunt tare curios, cum e treaba asta cu angajatul, cum e să ai un profil pe LinkedIn, să te caute lumea, să aplici, să nu știu. Zic, eu cred că CV-ul meu nu se pliază la nimic. Păi zice, pe ce ai vrea să lucrezi? Păi zic, aș vrea ceva în domeniul financiar, că uite, îmi place foarte mult, zic, nu prea aș mai vrea să fac partea asta de restaurant. Zice, păi ok, hai că te ajut eu să-ți faci un CV cum trebuie, să faci niște postări pe LinkedIn, să-ți aranjezi puțin pagina de social media și o să-ți găsești sigur job. Zic, găsești job, zic, nu există așa ceva, nu aveam absolut nicio speranță. Eu se terminase treaba asta, mi-a făcut niște aplicații, mi-a aplicat în diferite locuri. Ei au plecat în România, eu am deschis restaurantul, mi-am văzut de treabă și la un moment dat mă trezesc cu un telefon din un mail. Era un mail de la secretara lui Miriam, care e CEO-ul Tradeville, că aveți un interviu cu Miriam mâine la ora 12. Tradeville, știam de Tradeville, auzisem de Tradeville, nu tranzacționam prin Tradeville, tranzacționam doar internațional. Și zic, ok, super interesant, la fel, nu avusesem niciodată niciun interviu. Nu știam ce presupune un interviu, am văzut că e un slot de 15 minute. Zic, aia, ce poate să fie în 15 minute, nici n-apucăm să ne salutăm. Și o sunt pe prieten. Băi, ce înseamnă? Păi nu că trebuie să te prezici. Băi, eu n-am timp, eu am full în seara asta la restaurant, îmi pare rău, n-am timp să mă pregătesc. Zic, ce-o fi, o fi. Se face 12 a doua zi, am venit repede de la restaurant, îl deschisese, mă aud cu Miriam, în loc să dureze 15 minute, a durat vreo oră jumate. Am vorbit absolut de toate, ce fac, cum merge, ce planuri am și așa mai departe. Și la final mi-a zis, băi, eu nu știu ce să fac cu tine, că pe de-o parte ești foarte calificat pentru ce am eu nevoie în momentul de față, pe de altă parte ai un CV foarte exotic și nu știu unde aș putea să te încadrez. Și eu zic, ok, zic, băi, eu mulțumesc foarte mult de oportunitate, e super ok, am avut un interviu, sunt super happy cu treaba asta. Și zicea, dar lasă-mă să mai mă gândesc și revin eu câteva săptămâni la tine. Și da, i-am zis soției, zic, păi am avut primul interviu, asta a fost, nu trebuie să mai exagerăm cu treaba asta, hai să ne vedem de treabă, mergem la restaurant. Cred că a durat aproximativ o oră și aveam o ofertă de la Miriam, da, de la Tradeville, cu o poziție pentru un newsletter, să scriu un newsletter, Trade Talk, cred că l-ai citit și tu și îl citești încă și așa am început la Tradeville cu Trade Talk. Ok, povestea. Te-ai mutat în România la un moment dat. Am mers de la distanță o perioadă, le-am făcut în paralel și n-a fost deloc ușor. Munceam ziua partea de Tradeville, după amiază mergeam la restaurant, mă la 12-1 noaptea, mă trezeam la 7 și tot așa, era greu în paralel. Și apoi încet, încet am avut din ce în ce mai multe responsabilități la Tradeville, am preluat departamentul de analiză, apoi cel de corporate finance și a trebuit să mă mut în România. Soția a rămas în Cipru acum? Nu, a venit soția. A venit și soția, suntem amândoi la București. O poveste interesantă. Restaurantul merge în continuare, Restaurantul da? Merge și merge bine, da. Merge în continuare. Deși toată lumea mi-a spus că dacă nu suntem acolo nu va merge bine, deocamdată e ok. Ok. Hai să intrăm în subiectul Tradeville, care subiect Tradeville pentru mine înseamnă așa. Voi astăzi oferiți serviciile unui SSIF autorizat pentru peste 85.000 de investitori. Adică aproape jumătate din totalul investitorilor din România, pentru că în conformitate cu ultimele date oficiale pe care le avem la final de an, sunt aproape 200.000. Cum ați ajuns la numărul ăsta impresionant de clienți, practic? Cred că, în primul rând, totul pleacă de la istoricul companiei. Este o companie veche de 30 de ani pe piață. Istoricul e cel mai important. În general, lumea, când se gândește la investiții, dorește să facă investițiile prin oameni care au trecut și prin crize, care au trecut și prin perioade de creștere și atunci istoricul e foarte important. Doi la mână, avem, cum ai spus și tu, o cotă de piață foarte mare și atunci imediat se duce zvonul. Când cineva vrea să-și deschidă un cont, imediat știe de Tradeville, de la cineva care are deja un cont deschis la noi. Avem foarte multe premii pe care le-am câștigat de-a lungul timpului, recent și pentru brokerul anului pe piața Iron 2023. Dar pe lângă premii, pe lângă istoric, cotă de piață și așa mai departe, siguranța banilor, cred că e un lucru foarte important și aici
chiar mi-am făcut temele înainte să vin la tine. Fondurile proprii sunt de 3 ori mai mari decât minimul legal și lichiditatea de 30 de ori mai mare. Ce înseamnă asta? Că în cazul de evenimente de tip Black Swan, da? În cazul în care în cazul în care se întâmplă ceva neașteptat, există o volatilitate foarte mare pe piață și lumea dorește să-și retragă banii foarte repede, acest lucru se poate întâmpla la Trevil fără nicio problemă. Totodată avem partea de customer support în care s-a investit foarte mult și avem pe lângă echipa de brokeraj avem și o echipă de customer support care este disponibilă luni, vineri și în weekend câteodată pentru orice solicitare din partea clienților. Suntem foarte aproape de clienți atât pe chat cât și la telefon. Te referi la chat odată, când ai o problemă, intri pe chat și îți răspunde instant. Exact, și timpul e foarte rapid. Nu știu dacă l-ai încercat recent, dar e rapid. Mărturisesc că sunt client Tradeville și l-am încercat și într-adevăr, de vreo două ori l-am încercat și răspunsul a fost foarte rapid, deci asta pot să confirm. Ok, deci așa ați ajuns prin chestiunile astea, ați ajuns practic la 85.000. Sau hai, te mai lasă să spun. Platforma, aș zice că platforma. E un mare plus. Suntem singurul broker cu platforma lui, platforma proprie, care e un plus din punctul meu de vedere. Ne permite o flexibilitate mult mai mare de ce nu mai există alți brokeri cu platforma proprie? Broker pentru retail, nu. Sunt brokeri care au și instituțional, care au platforma lor. Dar, în general, pentru retail e platforma Arena pe care tranzacționează și ceilalți clienți ai altor brokeri. Okay. Dar pentru... cum suntem noi broker dedicat segmentului de retail, suntem singuri cu platforma noastră. Și atunci ne permite să fim foarte, foarte agili, putem să ne mișcăm foarte repede, să facem îmbunătățiri. Dacă un client dorește o anumită modificare, cum era la început, evident, când aveam mult mai puțin clienți, atunci puteam să le implementăm mult mai repede. Și e și mult mai ușor de tranzacționat, mult mai simplu de pus în ordin, mult mai simplu de verificat, avem și varianta mobilă, e destul de ușor partea asta. Ok, deci ca să încercăm așa să sumarizăm începutul, deci pentru cei care au auzit de voi și de platforma Tradeville, da, e clar că la numărul ăsta de clienți, jumătate din piața din România are cont la voi. Da. Ce faci acolo, ajunge mai încolo și ce oferiți, ce servicii oferiți. Sunteți SSIF autorizat, aveți capitaluri proprii suficiente, aveți active suficiente, deci nu este nicio problemă dacă la un dat toată lumea vrea să scoată tot cash-ul, trebuie să o spunem încă o dată. Cash-ul clienților este separat de banii societății, există o segregare foarte clară, aspect asupra căruia SF-ul este întotdeauna cu ochii cât cepele, ca să zic așa, să fie ca lucrurile să se întâmple corect, adică niciodată un broker să nu bage mâna în banii clienților. Și îmi permit să te întrerup, noi nu facem investiții pe house, spre deosebire de alți brokeri. Aha. Și cred că asta e un plus în viziunea clienților de asemenea. Noi singurele investiții pe care le facem... Hai să spunem ce înseamnă investițiile pe house. Da. Te rog, eu spune ce înseamnă investiții pe house, că unii fac. Investițiile pe house sunt acele investiții pe care le fac SSIF-ul cu profiturile pe care le obțin în diferite companii. Pot fie să cumpere direct din piață acțiunile ale companiilor, fie să participe în plasamente private, în oferte publice sau să aibă bonduri sau alte lucruri în portofoliul lor de house. În cazul Tradeville, noi singurul lucru, ce investiții avem, avem foarte puțin, un procent extrem de mic pe niște bonduri, care evident sunt bonduri de stat, și avem partea de market making pentru ETF, nu este un market making pentru o companie listată. Deci este pentru un ETF sau pentru amândouă? Pentru amândouă. Sunt două deocamdată. Da, ETF-urile lui Patria. Da, cel pe BET și cel pe energie. Și cel pe energie. O să te întreb, vreau să te întreb la un moment dat și de... ETF-ul se numește ETF BET Patria Tradeville. Da, te întreb mai încolo de instrumente că... Bun. Aveți avantaje față de competitori pentru că nu poți... Adică trebuie să ai ceva... carne, ok, ai platforma foarte bună, asta ai spus-o, da? Trebuie să fie ceva în plus acolo. Avem o echipă foarte, foarte mare cu totul, da, care ne permite să acoperim multe arii care sunt importante pentru clienți. Am discutat un pic de partea de customer support, o să discutăm, cred, un pic și mai târziu de partea de brokeraj, care la fel e foarte importantă. Și acolo, da. Avem partea de equity research, partea de analiză, care furnizează zi de zi informații sub formă de analize clienților. Avem 3 newsletter pe care le trimitem clienților zilnic,
Abuzăm un pic de trimiterea de mail-uri. Nu e nicio problemă. Dar asta, până la asta urmă... ne permite să ținem aproape de clienți și să informăm și ajută și pe ei în luarea deciziilor de investiții. Și asta e un lucru pe care alți brokeri în general nu-l fac. Adică nu sunt atât de agresivi cum suntem noi pe partea de conținut. Noi practic venim zi de zi în fața clienților, 7-8 mii de cuvinte scrise, analize, posibilități. În fiecare zi. În fiecare zi, luni vine. Luni vine. Să știi că dacă mă uit în piață, dacă mă uit înapoi cu 5-6 ani, cred că nimeni nu scotea conținut dintre brokeri. Și asta era o mare mirare. Bine, pe de altă parte venea la pachet și cu reglementarea MiFID 2, care nici nu știai de unde să o apuci. Adică da. Eu am un prieten broker care i-am spus, eu dacă aș fi broker în 2018 a apărut, eu m-aș lăsa de meserie, pentru da. Că mi se părea a fost un șoc în piață. A fost un șoc în piață. De atunci nu mai avea nimeni curaj să spună nimic la telefon până s-au așezat lucrurile, adică îi faci cunoașterea clientelei bine înainte clientului ca să poți să-i dai un sfat. Și înainte era sfaturile de dai sau mă rog, preluai ordinele pe telefon, dar sfaturile le dădeai pe telefon înregistrat. Acum totul e înregistrat și la noi. Totul e absolut orice convorbire este înregistrată, ASF-ul poate să vină oricând, nu numai în control și să ne ceară înregistrările. Sau dacă un client se plânge... Poate să ceară mâine, ca mâine să dai toate înregistrările sau în 24 de ore. Dacă un client face plângere la ASF, consideră că un broker i-a dat vreun sfat direct și din cauza sfatului respectiv a pierdut sau a câștigat bani, poate să se plângă de orice. Că n-a câștigat suficient. Exact. Da. Suntem obligați să dăm înregistrare. Ce se întâmplă în 2014? Se întâmplă două lucruri în 2014. Da. Tu deja înființase Alive Capital în 2014. Alive Capital era înființată și, let's say, inactivă. Inactivă, okay. Pentru okay. că era o idee a mea pe care era paralelă la investițiile mele prin care l-am făcut cu partenerul la Serin Italia, Sinergo Venture Capital, bun. Compania se numea. Ca să ne întoarcem, în 2014 se întâmplă două lucruri. Vine guvernarea și spune, voi din energia regenerabilă e prea generoasă schema și da. Nu veți mai primi 6 certificate, veți primi doar 4 și 2 urmează să fie amânate peste, cred că, vreo 7-8 ani. Ceva de genul, da. Ceva de genul, nu mai contează fiecare așa. Fiecare tehnologie a fost amânată. Fiecare tehnologie, și eolianul și solarul, da. Dar se mai întâmplă un lucru, asta se întâmplă în primăvara lui 2014, dar în toamna lui 2014 se mai întâmplă un lucru. Mari consumatori de energie beneficiază de reducere cumpărării numărului de certificate verzi și practic ce se întâmplă în piață, rămân mai multe certificate. Da, e un long edge de certificate reverse față de cerere, da. Și atunci, dintr-o dată, din schema aceea foarte profitabilă, trebuie să recunoaștem, da, generoasă, da. Foarte generoasă, deci chiar și tu în Italia auzisei de asta, da? Constatăm că piața începe să aibă probleme și eu cunosc oameni care au dus firmele respective în insolvență. Da, pentru că toată lumea a făcut business plan înainte de a demara investițiile respective cu o presupunere anumite revenues sau veniturile, da? Din schema de sprijin, vânzare, valoare energiei, care era mult mai stabil pe vreme, oricum era energia ieftină sau față de alte țări din Europa. Și după aia au venit foarte mulți cu bani, adică cu banii din firmele mama din țările străine sau cu băncile din România care au finanțat foarte multe proiectele. Și orice plan de amortizare sau repayment plan nu mai era sustenabile, pentru că DCCR, care ar fi Debt Service Cover Ratio, nu mai era respectat, adică și veniturile respective nu mai erau suficiente pentru a plăti înapoi. Dintr-o dată, practic, în loc de 3,5 ani, puteai să constați că se recuperai banii, 12, deja devenea 11-12 ani, deci nu se mai potrivea niciun business plan, niciun buget de venituri și cheltuieli. De la asta, da, au fost foarte multe insolvențe. Ok, Life Capital era înființată. Da, da, în contextul ăsta, între timp, cu partenerii astea din Italia, prin Sinergo Venture Capital România, am investit în 11 megawatts, adică 6 activele diferite, fotovoltaice, erau construite, erau operate și erau funcționale, adică toată lumea era cumva fericită. A fost o discuție 6 luni cu un investitor potențial ca să le revindem pe toate în second market. După aia tranzacția nu s-a mai manifestat pentru că s-a schimbat puțin ecuația la veniturile respective datorită schimbarele
legislative. Și am vorbit cu partenerii mei, destul de simplu, i-am spus că eram disponibil să rămân în România, dar numai ca shareholder împreună cu ei, ca acționar sau administrator, a contract costă, prin un contract de salarii de angajare. Mm-hmm. Și mi-au spus că eram cam scumpe și că mi trimiteau cineva ei din Italia. Și atunci, simplu, i-am spus, bine, asta a fost valoarea investită de către mine în proiectele respective, mă rog să mi-o plătiți înapoi. Și suntem bine mersi și mi-au plătit 20% din suma pe care o investisem și am acceptat. Și cu banii aia, că la vremea respectivă erau foarte mulți, dar erau și foarte puțini, de fapt am pus în funcțiune Life Capital. Okay. Am început startup-ul și dezvoltarea lui Life Capital. Ți-ai luat licență de furnizare energie electrică, ți-ai luat licență de furnizare de gaze naturale, autorizație de dispecera local, licență de producere de energie electrică, deci ai intrat cu adevărat în pâine prin intermediul Life Capital, în pâinea energiei, ca să zic așa. De ce acest domeniu totuși? Adică ce te-a atras la domeniul ăsta al energiei? Făcusei trading de metale prețioase, făcusei real estate de active imobiliare, terminase o facultate la Roma și totuși ai ales domeniul energiei în România, am înțeles. Ok, ți-a plăcut, erau antreprenorii cu 20 de ani mai tineri decât în Italia, deciziile. De ce energie? Sincer, nici România, nici energie au fost niște alegeri ale mele. Sunt niște lucruri pe care cred că eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred că nu există norocurile, dar drumul îl construim noi și fiecare etapă a vieții noastre este o cifră pe care toate adunate dau un rezultat. Rezultatul este astăzi, e România și energia. România pe care o iubesc, domeniul și munca pe care o am, care fără ea n-aș putea să trăiesc, dar n-am fost pregătit pentru asta, cred că era de semnul a vieții mele. Mm-hmm. Pot să spun că în cei 2 ani în care mi-am construit parcuri, am avut accesul la cunoaștere, la network, la foarte mulți oameni care de obicei romanii ca cultura sunt destul de primitori ca italienii și 2-3 persoane din domeniul respectiv foarte bine, cu un track record foarte mare, au avut o simpatie pentru mine, au avut ceva care mi-a ajutat, adică mi-au luat și mi-au dat lecțiile. Mi-amintesc că era un domn care astăzi are peste 65 ani, venea în fiecare zi la mine la birou, la Life Capital, unde eram eu și o fată angajată și el în fiecare zi îmi dădea niște lecții de ce înseamnă piața de echilibrare, cum se cumpără energia, cum se face export, import și eu am stat ore întregi pe o perioadă de 7-8 luni ca să ascultă și fiecare persoană, adică România de fapt, cred că mi-a moștenit. Am înțeles. Începe în România să fie o problemă pentru cetățeanul, pentru pietonul de pe trecerea de pieton de pe zebră, începe să fie o problemă energia și prețul energiei cam prin aprilie 2021. Da? Cam așa, după pandemie și chiar devine o problemă odată cu războiul din Ucraina. Cum au evoluat? De ce? Mărturisesc că ca și mine, mulți prieteni de-ai mei, nici nu ne uitam la factură. Venea factura sub 100 de lei în fiecare zi acasă. După care, în aprilie 2021, începe să fie o problemă mediatizată din ce în ce mai mult. Cum a devenit energia așa o problemă pentru, inclusiv pentru cetățeanul de rând, nu mai zic pentru cei din care au firme și care trebuiau să, și o să povestim mai încolo despre cei cu firme și prețul la energie. De ce devine energia o problemă în aprilie 2021? Cred că a fost o conjunctură, ai mai multe elementele. Cred că ar trebui să ne întoarcem la COVID și la lockdown. Nu cred că a fost război, nu cred că a fost o speculă, cred că a fost o conjunctură. De fapt, noi am avut o economie în creștere până în 2019. În 2020 a venit COVID, a fost o serie de restricții luate în toate țările europene, în toată lumea, de fapt, care au blocat schimburile de commodities, de materie prime, adică sau toate livrarele au avut o sistare, a toate comenzile deja începute într-o perioadă de creștere a lumii, da? Și apoi cu lockdown ar trebui să spunem că persoanele au răzgândit o modalitate de lucru, au economisit foarte mult banii, companiile au economisit, dar între timp acești banii pe care erau
pe piața sau în buzunarul oamenilor au fost investiți. Și comenzile s-au dublat, pentru că au fost comenzile până în COVID și apoi producțiile au fost asistate și atunci era în urma toată producția pe comenzile respective. Componentele importate din țările în afara UE nu mai veneau sau veneau mult mai multe contingentate și atunci producția a încetinit și plus comenzile datorate, o infuzie de capital datorită banii economisiți de la familiile plus banii de la PNRR și toată susținerea Europei. Și în 2020 să nu uităm că președinte Uniunii Europene a declarat Green Deal și decarbonizare, ridicând target până în 2030 mult mai înalt, mult a ridicat sacheta mult mai mult decât era până atunci. Și plus au venit după aia PNRR care a susținut. Vine întâi războiul, cred că vine întâi războiul. Vine întâi războiul, care a fost practică, toate aceste W schema, adică W, curba W a consumului și a lockdown, a COVID, a făcut că producția ar trebui să se producă mult mai mult, se producă pentru a satisface toate le comenzile luate, consumul al energia scăzuse foarte mult în 2020, vreau să amintesc că a fost unul dintre cei mai ieftini ani a energia livrată în PZU, piața spotului din România. Din cauza că nu mai consuma lumea. Pentru că lumea, nu era consumul. Nu mai era consum și atunci prețul energiei... Foarte ieftin. Foarte ieftin. Da. Se vedea zilnic pe 8 compă. Da, era 130-140 de lei megavatoră mediu anului 2020. 130-140 și azi 2024. Astăzi suntem pe la 400-480 de ron pe megawatt, deci de 4 ori mai mult, aproape de 4 ori mai mult decât în perioada COVID. Da. Și pe 2022 a fost o medie de 1300 de lei și 2022 odată cu războiul, începe războiul. Pentru că războiul practic gaz care provenea din Rusia prin Ucraina, toate gazdotii au fost bombardați sau închiși. Europa, care axia la război a Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat embarg la gaz din Rusia și atunci, după aia, împreună cu aceste elemente, adică o producție mult mai mare și o nevoie mult mai mare de energie, împreună cu o limitare de gaz în Europa, sursa de gas prin Rusia, care era gas foarte ieftin, a permis și specule, pentru că TTF este bursa în Olanda de a gas, acolo a fost, din punctul meu de vedere, foarte multe specule pe prețul gazului în anul respectiv. Era normal, speculând pe faptul că nu mai vine gas din Rusia, că Europa nu este sustenabilă, că nu este autosuficientă din punctul de vedere energetic, lucru pe care cu 2 ani mai târziu zic că nu s-a dovedit așa. Da, nu s-a dovedit așa, dar a fost tumult mare atunci. Energia a urmat ceea ce a urmat gas, pentru că este fundamentare aia de energie, că dacă zici cumva unul vrea să prognozeze care ar fi prețul al energiei, se uită cât este apa, cum a fost iarna, cât gase sunt în depozite, cât este consumul la țară respectivă, sunt niște elemente interne, stabilitate politică respectivă, legea energiei, sunt niște elementele interne. Cu 2022 cred că s-a dovedit că energia nu mai este, prețul energiei, cel puțin în România, nu mai este legat de niște elemente interne, dar și este legat de niște elementele a războiului, a deciziile politice a Europei și a trend gasului. Și a trendului pe gaz. Hai să ne întoarcem la cetățeanul român. Pentru că au fost multe discuții chiar și vara aceasta, l-am auzit pe ministrul energiei Sebastian Burduja spunând, făcând apel de câteva ori să nu mai consume după ora 6. Chiar trebuie între după 6 și 10. De ce trebuie să gestiona cu atenție acest consum atunci, știi? Și de ce atunci e o problemă? De multe ori spunea, nu mai consumați așa multă energie și într-adevăr știu și eu din puținele mele cunoștințe în energie că prețul în perioada aceea devine foarte mare. Hai să explicăm un pic cum stau lucrurile. Da, de fapt e o chestiune tehnică și o să încerc să fiu cât mai simplu posibil ca să fie pe înțeles tuturor, hai să spunem așa.
De fapt, are dreptate domnului ministru, unul se încercă să limiteze consumul pe orele de seară, pentru că de fapt noi avem niște obiceiurile, nu? Ne trezim dimineața, ne spălăm pe dinții, facem duș, ne îmbrăcăm, mergem la birou, ne întorcem acasă, aprindem mașina de spălat vazele, mașina de spălat rufele, pentru că sunt orele în care locuim în casă. Orele de seară sunt orele care se presupune că toată familia acasă, toată familia face, adică consumă aer condiționat pentru că e vara sau consumă încălzire pentru că e iarna, fiind o țară, România, în care excursia termică dintre vara și iarna nu este un clima mediterană cum este în Italia, că iarna de obicei este foarte greu în Italia să ai sub zero și vara să ai peste 30 de grade. În România, în schimb, poți să ai 40 și minus 20. Și este foarte supusă a stresului schimbare climatice, este un clima continental. Și atunci toată lumea a făcut consumul în orele are cel mai mare. Dar consumul, energia, este o sursă limitată, mai ales că energia nefiind destocabilă, nu poți să pui în buzunar, nu poți să pui într-o cutie, nu? Și atunci tu ai un consum instantaneu, acum în România există un consum ora, pe megawatt ora și o producție. Producție și consum ar trebui să fie identice, din păcate nu poate să fie, pentru că este tehnica. Și atunci toate diferențele sunt acoperite de import și export. Și dacă România, și dacă noi acasă nu avem cultura, nu avem educația civică de a trata energia cum dacă ar fi plastic de pe planetă, că trebuie să salvăm planeta, trebuie să ridicăm plastice pentru că o să le regazească copiii noștri, și atunci trebuie să avem atenție, educația civică aia, de a înțelege că este o sursă limitată și că dacă toți o tratăm în modalitate ineducată sau negândindu-se la alții, toți cuplații sunt mult mai mari decât este producția în momentul respectiv a energiei, și atunci în momentul ăla energia trebuie să fie importată din țările vicine. Și atunci, pe alți bani, care nu mai sunt banii, adică pe care este capabilă să producă internă România, da? Și, în schimb, toate investițiile regenerabile, că acum trăim al doilea val de energie regenerabile, sunt foarte multe și România este o premieră și s-a dovedit o premieră pentru instalație prosumatorului, că apoi poate mai discutăm și despre asta. Și în orele de pic, de vârf, de vârf, când este lumina, producem foarte multe și energia aia pleacă în țarele străine pentru că este prea multă pentru a satisface consumul propriu și nu putem să o punem în buzunar pentru banii mai puțin. A, deci tu zici așa, în orele de vârf, de exemplu, de soare, de la, da, nu știu, de la 8 la, hai să zic, suntem în septembrie, acum de la 8 la 6 seara sau la 7, da, dar vârful e mijlocul zilei, atunci, da, produce mult, dar consumul nu este așa de mare, da? Nu. Și atunci când ai un consum mai mic sau consumul e mare, dar producția este eficientă sau producția e foarte mare, avem un exces, prețul nu mai e așa de mare, da, și atunci ce facem? Exportăm la un preț mai mic, da? Pe când după ora 6 până spre 10 soarele nu mai e, vântul, vara, uneori, nu prea este. Vara nu prea este, da? Hidrocentralele anul ăsta a fost o vară foarte secetosă și foarte calduroasă și energia, sursa de energie se bazează în România pe hidroelectrica, sursa hidro, da? Da, care este, da, un bazin sau o producție foarte mare, nuclear. Da, care iar e limitată la 1300 ceva de megawatt. Oltenia ce a rămas de ea, adică cărbune, oricum trebuie și să fie desfințată pe programul respectiv, încet. Și apoi ai eoliene care nu prea produc vara și ai acest vârf de soare datorită premieră și excelențe pe care a avut România în ultimii 2 ani, a prosumatorii sau a parcuri fotovoltaice deja existente din primul val sau cei pe care există din al doilea val. Și atunci ai o producție foarte mare în orele de lumină datorită producția solară și ar trebui consumată în orele respective. Și ea se consumă după 6 seara când lumina nu mai e așa. Nu mai e lumina seara. Și atunci trebuie să România să importe, da? Da. Ok. Deci am lămurit-o între deci tu zici că e o problemă și de educație civică pentru a consuma mai puțin. Nu pentru că lumea este ineducată. Nu vreau să spun asta. Nu, vreau educație civică de a încerca să te gândești. Să nu mai fim pasivi, adică că oricum este o sursă nelimitată și mereu la dispoziția noastră și infinită, indiferent de cât este prețul ei. Ar trebui să o gândim că ar trebui economisită pentru că o s-au folosit în modalitate inteligentă.
De la asta există foarte multe la nivel european, eficiență energetică, izolarea clădirii, management energetic pentru fabrici, să ai producția în determinate ore. De la asta există și conceptul de consumatorul activ, care poate să fie dispecerizabil, adică un consumator poate să se califice, să devine operator de servicii de sistem pentru grid operator, transelectrica, și să fie deconectată în mod automat, și se prime în mod automat de către ei dacă există prea mult consum și în schimbul se primească niște bani ca forma de servicii pentru serviciile de sistem. Adică trebuie direcția este practică de a deconecta încet tot carbone și de a locui cu energia regenerabilă, pentru că este prima sursă sau sursa cea mai ieftină prin care poți să faci o energie, și plus investițiile sunt destul de rapide față de a construi o centrală nucleară sau altele. Și atunci energia regenerabilă trebuie să înțelegem că este o energie neprognozabilă, care merge pe anotimpul, care merge pe vremea și nu este mereu acolo disponibilă pentru noi. Deci nu e nelimitată, are o limită. Este și foarte multe de capacitații de stocare, că prosumatorii ar trebui să aibă baterii, că ar trebui să fie și proiectele de stocare standalone. Hai să povestim, să facem o paranteză un pic apropo de prosumatori. S-a dezvoltat foarte mult acest segment al oamenilor care de fapt produc pentru ei, da? Asta înseamnă prosumatori. Ai cifre așa cam cât s-au... Circa 2000 de megawați. Circa 2000 de megawați în 2 ani. Asta înseamnă mai mult decât produce nuclear electrică, care produce 1300 de megawatt ca putere instalată. Da. Deci în România, pe casele oamenilor, sunt 2000 de megawatt. O excelență. Într-un timp rapid s-a instalat o putere fără schema de sprijin, din faptul de facilitate de calitate de prosumator, pentru că un prosumator poate să fie până la 400 de kW și ai două clase, 0, 200 și 200-400, unde poți să faci compensare cantitativă sau compensare banoasă, care ajută asta pentru a economisi factura la lumină. Și romanii cred că au investit într-un timp scurt foarte mult, susținuți prin varie programe, dar foarte mulți și din buzunarele lor. Și nu doar B2B, adică corporate, fie companii, fabrici, au investit și au făcut instalațiile, dar chiar și household, adică casnice, în casa la lor, pe acoperiș, am văzut peste tot. Eu am văzut niște comune plecând de la Buzău spre Munții Buzăului, pe partea stângă a Buzăului, cum curge. Eu am văzut, cred că în comune întregi, una din două case avea panouri pe casă. Da, și ceea fi, ce nu mi-a venit să cred. E incredibil. De la asta ar fi frumos că ei sau mulți din ei să instaleze și o capacitate de stocare, niște baterii, pentru că, de fapt, energia pe care o produc în timpul zilei în care ei, acasă la ei, de fapt, n-au consumă, că sunt la muncă sau la birou, s-o folosesc ca seara când se întorc, pentru că ar ajuta foarte mult sistemul. Plus, toată această energie generează foarte multe dezechilibre, pentru că, din păcate, încă nu sunt contoare inteligente peste tot, producția respectivă nu este prognozată, nu este citită, consumatorii încă nu sunt nu sunt prognozați cum trebuie, nu sunt citiți, sunt citiți la câteva luni. Asta generează niște ineficiențe. Asta generează ineficiențe pentru că nu sunt contoare inteligente, nu? Care să-ți măsoare. De exemplu, smart metering, De exemplu, acasă e un contor cât consum într-o zi AN. El nu-mi spune că tu ai consumat între ora 6 și 8 90% din cantitatea de energie din 24 de ore, între 6 și 10 seara. Contoare inteligente sunt doar o eficientizare a distribuției energiei electrice și a genera mai puțin dezechilibrele, a factura către consumatorii facturile conforme consumului efectiv și nu cu citirii trimestrale, lunare sau cu regularizare apoi. Și apoi ar ajuta foarte mult și pe partea de producție sau pe partea de prosumatorii pentru a putea prognoza această producție care este total neprognozabilă. Și plus, fiind puterile foarte mici instalate, este chiar greu, adică se conduce o mașină fără să ai posibilitatea de a vedea care e drumul. Tu prognoze, te referi la faptul că tu nu știi din la energia regenerabilă cât o să produci mâine, nu? O să vreau să intrăm un pic și în amănuntul unui producător și cum ajunge pe... Da, unii producători, fiecare producător în România
sau cine operează centrala pentru el sau da. Cine cumpără energia de la ele care se asumă da. Și dezechilibrele respective, are obligația de a trimite în fiecare dimineață o prognoză pentru mine da. La fiecare 15 minute adică la megawatt cu 30 male după virgulă. Adică să spui cât va produce parcul care e pe câmp? Pe 15 minute. Pe 15, din 15 în 15 minute pe da. Toată ziua, nu? 96 de intervale pe zi. 24 de ore cu 4 intervale. În fiecare 15 minute ai o notă de plată. O notă de plată. Uh-huh. O notă de plată. Și pe banii se adună toate notele de plată pe zi uh-huh. și apoi pe lună și vine apoi de contare luna următoare pe dezechilibrele generate. Ai cam luat-o un pic înainte. Deci hai să presupunem că și-a un investitor român și-a făcut un parc mititel fotovoltaic pe câmp frumos, l-a conectat, livrează energie, da? Și nu este prosumator. Are și nu peste este prosumator, 400 de kilovați. Are peste da? 400 de kilovați, da? Și acum începe, hai să intrăm în miezul problemei energie. Deci el are parc cu fotovoltaic pe câmp, da? S-a conectat la un operator de rețea, zic da, bine, da? La era acordat la distribuitor. Era acordat da? La distribuitor și acum începe ce face el cu producția, da? El e, trebuie să vină la o companie ca tine, da? Da. Cum sunteți voi la Life Capital, la un furnizor? Nu la furnizor. Da. Ba da, la un furnizor. Da, noi activam... fiind având în vedere că avem mai multe licențe emise da. De către ANRE, avem licența de furnizare de gaz naturale, furnizare de energie electrică, da. Licența de producere de energie electrică da. Verde da. Și apoi suntem lider, cred, în România ca prestator de servicii integrate pentru producători uh-huh. de energie regenerabilă. Și unul din serviciile noastre este de fapt că gestionăm producția de energie pentru producători. Pentru că una din obligația producătorilor, da. În cazul acesta al nostru, el, producătorul respectiv, astăzi dimineața, până la ora 11, trebuie să aibă, să încarce un notificat în platforma Damas la Transelectrica da. Și la PRE și la furnizor, adică se prognozeze cât va produce mâine. În fiecare 15 minute. Astăzi pentru mine. Și atunci el ar trebui să știe prin parcuri respective, pe latitudine, longitudine, uh-huh. să știe disponibilitatea tehnică a parcului, dacă sunt invertoare stricate, panouri stricate sau turbine adică dacă oprite, mașina funcționează bine dacă odată. Dacă disponibilitatea e 100%, 100% dacă sunt programate în mentenanța pe parc, la opriri. Cine face oprire, cine uh-huh. face mentenanța, dacă distribuția din zona respectivă are niște opriri pe linee respective pentru mentenanța programată sau neprogramată nu ai ce să-i faci și vremea pe care va fi la 15 minute pentru că posibil că trece un'oră și va fi puțin înorată de la 12 la 13, dar de fapt se decalează numai 12-13 și va fi 13-14 deci și atunci tu te-a modificat prognoza și producția realizată a mine efectivă o să aibă o deviație față de ce ai declarat astăzi cu prognoza ta. Deci ca să ne întoarcem. Eu după ce mi-am făcut parcul și așa, îmi dau seama că eu nu pot să vând producția parcului, eu nu pot să o vând direct unei societăți pe care o cunosc, da? Ci trebuie să treacă prin sistemul electric național, trebuie să treacă prin furnizor, trebuie să treacă prin operatori de rețea, trebuie să treacă prin transport, prin Transelectrica și așa mai departe. Hai să explicăm așa toate, da, toți pașii. Energia de fapt este produsă într-un camp, într-un parc fotovoltaic de la niște panouri fotovoltaice, din jos tensiune ajunge la invertoare, din cablu continuu, uh-huh. nu? Uh-huh. Și de la invertoare se transformă în alternată, apoi la transformator medie, de la joasă uh-huh. la medie și de la transformatorul intră în rețeaua și transportatorul a energiei în România este Transelectrica prin distribuitori și avem 4 distribuitori, dacă nu mă înșel. 4 sunt, da? De Gas Grid, PPC fost Enel. PPC fost Enel, distribuția Oltenia care este fostul CEZ, E.ON și Electrica. Și Electrica, da. cei patru operatori. Da, da? Care au niște zone de distribuție în toată România, ei de la joasa ei practic transportă energia la consumator final de la înaltă la medie și la joasă tensiune uh-huh. în fiecare ne ducă energia acasă practic uh-huh. Uh-huh. și pentru asta sunt plătiți sau preiau energia injectată uh-huh. pe medie, pe înaltă în funcție okay. de racordare respectivă. Deci pe drumul de la producătorul de pe câmp da. Până când ajunge acasă la cetățeanul de pe zebră, ea trece energia prin
Transelectrica prin sistemul electric național. Da. Da, Transelectrica ți-a o taxă pentru asta. Nu intrăm în cost. Da, distribuitorii. Distribuitorii, da? Da. Ajunge tariful la... Tariful de transport, da? Care este stabilit în fiecare an. Deci ajunge întâi la... Ajunge la furnizor, după care de la furnizor ajunge la operator, da, și de la operator ajunge la tine acasă. Fizic energia intră în sistem, care este ca o galeată plină de apă, da, și s-a pierdut. Toată energia produsă. Nu mai poți să pui degetul pe ea, aia e, da. Nu poți să o duci cu geantă, nu? Da. Intră în sistemul și acolo este energia produsă. Și instantaneu este și energia consumată. Și ceea ce spuneam mai devreme, că nu poate să fie stocată momentană sau capacitățile de stocare sunt foarte limitate, ce este în plus merge la export, ce este în minus vine din afară. Pentru că sistemul trebuie să fie cu zero. Dar billing side, adică pe partea administrativă, energia de la un producător merge la un furnizor de energie electrică, cum este Alive Capital, care prin contractele PPA sau bilaterale de achiziție de energie electrică, cumpără energia cu taxare inversă fără TVA de la producător de energie regenerabilă, stabilește un preț, un preț al pieței în momentul respectiv și asumă dezechilibrele pentru că noi plătim pe ies produs, adică cumpărăm ce ai produs, indiferent adică de care sunt dezechilibrele tale. Meu, Horia SRL, de exemplu, cu parcul lui de un megawatt, da, pe câmp, el o vine către o firmă de genul Alive Capital, da, care este furnizor, o preia, face un contract prin care trebuie să tu vii și îi spui, Horia, tu produci, tu trebuie să mă anunți în fiecare de azi pe mâine 96 de intervale, la fiecare sfert de oră trebuie să mă anunți. Și atunci aceste servicii tu le oferi, pentru că producătorul, eu am zis, Giacomo, eu am făcut parcul, da? Eu nu mă pricep, așa ar trebui să-mi angajez eu oameni și atunci, iată, decât să angajez eu oameni la parcul meu și așa, mai bine vin către o companie ca a ta, da? Și tu oferi aceste servicii integrate de la A la Z pentru un parc de acest gen, da? Ai preluat energia și o furnizam către consumatorul final. Și o furnizezi către consumatorul final prin poți prin operator? Furnizarea este un contract de furnizare energie electrică directă negociată cu consumator final. Bineînțeles că energia la consumator final ajunge prin distributor și atunci dintre noi și consumatorul respectiv se adaugă tariful de transport dacă e distributorul din zona respectivă, este PPC, de gas grid, whatever, și dacă este contorul de la care era acordat consumatorul, dacă e de jos, atenție, medie sau înaltă. Sunt tarifele diferite. Bun. Și plus pe energia consumată se adaugă certificatele verzi, se adaugă cu generare, accize și etc. Toate sunt detaliate pe spatele facturii. Da. Eu, de exemplu, aici unde locuiesc, am PPC de curând, e fostul Enel, îți scrie pe spate, dar e greu de deslușit, trebuie să recunosc, cât e TVA, cât e acciză, cât e certificat verde, cât e taxa pentru cogenerare. Mi-e dificil și mie să înțeleagă de câte ori facturile. Okay. Dar mai e ceva. Dar mai din principiu, energia activă, care este materia, produsul sau commodities, este jumătate din valoare facturi. Energia activă e jumătate, restul sunt taxe. Da. Taxe, mai e acea taxă de energie reactivă, de fapt aia e... Energia reactivă. Ce cu energia asta reactivă? Care apare pe factură acolo, de mică ca valoare. Energia reactivă, practică, parcul fotovoltaic este legat, racordat la rețeaua de distribuție printr-o... hai să spunem, din medie tensiune, și racordare dintre punctul de conexiune și unde se produce energia, poate să fie o racordare de câteva kilometri și cablul ăla care poate să fie LES, subterană sau suprateranea, subterană aeriană, LEA, adică el produce consumă energie din rețeaua, energia reactivă poate să fie inductiva sau capacitiva, care exemplu parcul în noapte, dacă transformatorul nu are niște bobine de compensare sau dacă parcul nu se oprește automat, el absorbe energia din sistemul, pentru că energia cum pleacă de la mine până la tine sau de la tine până la mine, prin modificare de
tensiune. Uh-huh. Și atunci, adică parcul nu mai are producția de energie, scade tensiune și absorbe în directe o parte mică din energie din sistem. Uh-huh. Aia e energia capacitivă, uh-huh, dacă nu mi înșel, repet că eu nu sunt inginer, dar okay, ceea ce am okay învățat și ceea ce îmi amintesc. Uh-huh. Și după aia, inductiv, îi schimbe când tu practică. Produce energie, dar cablu poate este subdimensionată și energia pe care și linia față de lungime a cablului până la punctul de racordare, de conexiune, și atunci energia asta respectivă cu greu se duce în rețeaua și se întoarce înapoi. Mm-hmm. Și a fost un cazul unde ar trebui să pun un rifazatore numit în italiana, care practică se regleze voltage la energia pe care o punea. Uh-huh, și asta uh-huh este o energie pe care o plătesc producătorii, ca consumator da, pentru că ca să pornești parcul trebuie să consumi, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Și sau plătesc și consumatori mai mari, adică fabricile legate. Uh-huh, uh-huh. Bun, deci am stabilit, pleacă energia din parc. Dar se plătește și asta, corect. Se plătește și asta. Totul se plătește la final. Sunt niște distorsionare pe care, de fapt, le suportă distributorii și trebuie, practică, nu sunt, sunt doar refacturari. Adică jumătate din piața facturii, deci, este doar o refacturare. Jumătate din facturi e doar refacturare, nu e producție. Da. Deci, efectiv, da, prețul pleacă cu, nu știu, 200 de lei. Acum e o problemă că avem preț plafonat. Da? Asta e o, asta pentru unii e un avantaj, pentru da unii e un dezavantaj. Pentru da cetățeanul român, persoană fizică, e un avantaj. Prețul e plafonat până la anul, la 1 până martie 2025. Până la 31 martie 2025. Da. Ce o să fie după aia dacă nu se continuă plafonarea? Ce se poate întâmpla? N-aș vrea să intru. Ei, nu, doar facem o previziune, nu știm. Este un aspect politic. Pot să-i spun că pentru consumatorii OUG pe care este în vigore sau plafonare pe care este în vigore a fost o schemă sau foarte bună. Ok. Da. Pentru operatorii din sistem poate mai dificil, pentru că este greu să activeze într-o un mediu sau un business care este reglementat pe de o parte, dar sistemul în sine e flexibil sau volatil și trebuie să fii cel mai flexibil posibil. Flexibil înseamnă că prețul într-o zi poate să se modifice și 5 euro la energie. Sunt niște formulare pe care le completează și în baza cărora îmi dau seama și sunt cele pe care le completez și atunci când îți deschizi un cont la un broker. Okay. Însă în plus față de acelea, eu fac încă niște, adică am o discuție și am niște întrebări specifice, că vreau să înțeleg în profunzime ce își dorește, adică care este obiectivul lui, care este experiența dincolo de întrebările standard din formulare. Și vreau să știu dacă suntem potriviți să lucrăm împreună. Ok, să presupunem că nu e potrivit și asta e, nu se încheie contractul. Da, să mergem în varianta în care vă dați seama că puteți lucra împreună, da? Ai făcut profilul, îți dai seama din întrebările pe care îi le adresezi, dar și din dialogul pe care îl ai, începi să conturezi imaginea celui din fața ta. Da, vreau să știu dacă pot să-l ajut sau nu pot să-l ajut. Asta e de fapt rolul acestei discuții. Bun. Ați semnat un contract, da? Deci ați ajuns și ați semnat un contract, clientul v-ați lămurit. Cum se derulează relația ta cu clientul? Faci rapoarte, îi spui cumpără acțiunile astea de la 1 până la 7. Cum se întâmplă efectiv? Cum lucrez eu cu investitorii? În primul rând, începem cu strategia. Și strategia este și planul general, să zicem, ok, un plan pe 20 de ani și haideți să începem, dar mă refer la strategia adaptată la contextul actual de acum, pentru că dacă noi acum începem să construim portofoliu, important să vedem ce, din ce își dorește el, putem implementa chiar acum. După ce parcurgem etapa asta de creionarea strategiei, implic destul de mult investitorii cu care lucrez în procesul de analiza pieței și ca să poată să ia decizii pe cont propriu, e nevoie să înțeleagă propunerile pe care îi le fac. Și de multe ori
facem împreună. Decât să îi dau eu un raport și o listă de companii și zic, uite, alegeți din astea, prefer să mergem împreună pas cu pas și tot procesul să fie logic pentru el, că atunci când ia decizia să o ia în cunoștință de cauză. Și chiar dacă apoi ne oprim și nu mai lucrăm împreună, el în continuare să știe ce să facă cu acțiunile pe care le are în portofoliu și cum să-l gestioneze eficient, astfel încât să obțină obiectivul pe termen lung. Deci tu îi spui un număr de companii, dar decizia pe care o cumpără o ia el. Decizia asta e, asta ia, e o diferență, asta tu nu poți tu să faci, să iei tu decizia în locul lui. Bine, acum dacă îi spui cumpără două companii, s-ar putea să le ia pe amândouă sau să aleagă numai una din ele, dar decizia e a lui. Pe decizia care... este a investitorului întotdeauna și așa e corect să fie, pentru că sunt banii lui până la urmă. Sau dacă ia 6 din 7, iarăși, deci este doar decizia lui. Nu e, e ca la, de, e, de fapt nu e ca la broker, când ai un cont, ți-ai deschis un cont online și ai în față 6.000 de acțiuni, cum spunea Alexandru Dobre la această masă. 6.000, nu știi ce să alegi din 6.000. Deja tu ce faci? Pe baza discuției cu clientul, deja din cele 6.000 îl ghidonezi către câteva, nu? 5, 6... Strategia de investiții pornește de la analiza contextului de piață, apoi mergem pe sectoare, adică definim împreună din ce sectoare alegem companiile. Și, cum ziceam, îl implică în procesul de luare a deciziei. Folosim criterii pe care le agreăm împreună, filtre, și ajungem împreună la o listă de companii care ar putea să îndeplinească criteriile lui. Apoi, este și o etapă de analiză și, sigur, aici contribui destul de mult. Și apoi vedem din ce am ales din listă cum se potrivește cu strategia inițială. Și din acele alegem. Dacă le-am găsit în primele sesiuni, e foarte bine. Dar uneori e nevoie de mai mult timp să construiești un portofoliu. Dacă e piața favorabilă, poți să-l construiești într-o săptămână, două, trei. Dacă nu, s-ar putea să te întinzi pe trei luni să construiești un portofoliu. Deci nu e gata, peste noapte am stat de vorbă acum, o oră, două, trei, ne-am gândit și gata, după trei ore a venit raportul și mâine cumpăr, nu? Nu e chiar. Se poate așa, dar știi cum e, că te duci și îți comanzi un costum, dacă te duci la probe și așa, s-ar putea să-ți vină mai bine decât dacă l-ai luat din magazin, comandat online eventual. Da, am înțeles. Bun, deci diferența este așa, tu îi dai raportul, care raport poate fi verificat, îi dai propunerile, decizia îi aparține, aici nuanța fină între, între consultantul de investiții și, de exemplu, educatorul care nu are voie să dea un asemenea raport către clienți. Nu are voie doar să facă propuneri. Nu are voie să facă propuneri. Concrete, acum, adică uite... Eu îți propun să cumpăr asta pentru că cred că ți se potrivește. Asta nu. Dar în rest, partea de educație foarte am mai văzut, ok să o facă. Am mai văzut oameni care spuneau, nu îți fac propuneri, dar asta e portofoliul meu. Știi? Și atunci, cu nume, prenume, nu cu sectoare. Că dacă ar fi doar sectoare, ok, fiecare își alege. Adică dacă spui, de exemplu, am 20% energie, 20% financiar, 20% nu știu, IT și altceva, hai să zicem că nu spui cu nume și prenume ce să cumperi. Dar când i-arăți portofoliu și zici, am 5% BRD, 5% BVB, 7% TTS, 8% Acvila și așa mai departe, deja e o formă de recomandare de investiții directă, dar mascată, după părerea mea. Aici trebuie grijă celor care ne urmăresc. Da, adevărul este că e un portofoliu și poate e foarte corect făcut. Replicat. Asta nu înseamnă că se potrivește oricărui investitor. De fapt, aici e cheia. Pentru că s-ar putea ca pentru unii să fie o sursă bună de inspirație. Dar e mai bine să-ți gândești singur și să-ți alegi acțiunile. Pentru că apoi nu mai știi respectiv ce mișcări o să facă în portofoliu, că nu-l publică în fiecare zi, nu știi în timp real. Și tu cum o să iei decizia pe cont propriu dacă nu știi strategia din spate? Aia e o poză și, cum ți-am zis, s-ar putea să fie foarte bună bine la un moment dat și gândită, dar mâine schimbată.
Exact, pentru că e gândită pe profilul celui care îl are. Și apoi să știi că partea de educație e destul de prezentă și în sesiunile mele de consultanță și de asta spun că aleg cu cine lucrez și vreau să văd dacă ne potrivim, pentru că partea asta de educație este foarte importantă pentru mine, pentru că asta crește gradul de înțelegere a clientului față de ce are în portofoliu. Și eu ofer foarte multă educație financiară și tocmai pentru că ajunsesem în sesiunile de consultanță să fie mai mare ponderea de educație decât consultanță, atunci am decis să fac programe special pe educație de investiții, pe cum să-ți construiești un portofoliu, cum să-l gestionezi, cum să alegi acțiunile, cum să le analizezi, tocmai ca să facă accesibil asta cât mai multor investitori. Și cum ziceam, asta nu este consultanță, este educație și cu drag o ofer, că îmi place și rolul ăsta de educator. E mai ușor să lucrezi cu clienți care au o bază deja decât cu oameni care nu știu și nu înțeleg din motive simple. N-au avut de unde să învețe. Adică n-au avut acces, nu au experiență și spun că la început îmi găseam destul de greu clienți investitori și mi-am dat seama, ok, este nevoie de educație. Nu-i greu să găsești investitori care vor să apeleze la un consultant, dar e greu să-i găsești pe aceia care știu să-și asume deciziile, știu să gândească strategic. Și mi-am dat seama că s-ar putea să fie mai important rolul ăsta, să particip la partea de educație. Adică, uneori e mai valoros decât consultanța în sine. Așa ai ajuns să scoți ghidul Fulger, tot ce trebuie să știi ca să investești în acțiuni? Da, am scos un ghid pentru investitori și este pentru investitorii începători, dar și investitorii care au deja experiență mi-au spus că și-au luat foarte multe idei de acolo și o structură, cum să gândească, o strategie. Și da, am scos acest ghid care este gratuit și pe care investitorii sau potențiali investitori pot să-l descarce de pe site-ul meu, pe strategiideinvestiții.ro, îl găsiți. O să te întreb despre el. Vreau să mă întorc un pic la filozofia clientului în raport cu consultantul de investiții Olga Ursu, pentru că vine clientul și zice vreau profit, da? Ce, da? Și acum încep să te întreb cât de mare se dorește profitul, din ce domeniu, cât de riscant, cum ajungi să atenuezi dorința de a avea profit mare, nu e naturală, e naturală. Cum estompezi asta? Adică, sau ți chiar se pare că... Chiar sănătoasă. Că pentru asta investim, ca să realizăm profit. Mi se pare un pic suspect, așa că zic, ok, vreau să investez la bursă, nu contează, pot să pierd toți banii și asta nu mi se pare corect. Investim pentru a obține profit. Asta este scopul fiecărui investitor. Uneori se confundă scopul ăsta și nu e foarte clar în mintea investitorilor. Unii spun, ok, obiectivul meu este să investesc pe termen lung și îmi spun, nu, obiectivul tău este randamentul. Cum îl obții pe termen lung, pe termen mediu, asta e deja din strategie. Bun asta, deci obiectivul este să faci profit, da? Nu obiectivul este să fac profit pe termen lung, că dacă face pierdere 25% în primul an, s-ar putea să și-a catrafusele să zică, gata, nu mai lăsați-mă cu bursa și așa. E corect să spui obiectivul este să fac profit pe termen lung. Da. Dar ei nu spun așa, investitorii. Spun, eu sunt investitor pe termen lung. Nu contează dacă pierd un an, doi, trei, că eu gândesc pe 20 de ani. Și asta nu mi se pare sănătos, pentru că s-ar putea că, cum ai zis tu, după 2-3 ani să renunți după ce vezi că nu merge treaba. Cum se dorește profitul ăsta? În lei, în dolari, în euro, în ce monedă? Acum depinde de piață. Da. Investitorii cu care lucrez au mix, adică au și investiții în lei pe piața românească și în dolari. Preponderent lucrez pe piața americană, dar și în euro. Și e bine o diversificare și pe valute. Cu timing-ul am stabilit, depinde de la caz la caz. Profitul nu-l vor, adică îl vor într-o lună, într-un an, în 3, în 5, în 20, de la... Când gândim o strategie și profitul așa se calculează anual. Dar dacă vorbim de un obiectiv pe 20 de ani, mai degrabă
a spune că obiectivul este să ajungi la un anumit nivel, la o anumită sumă, la o anumită valoare de portofoliu. Adică calculăm de la cât pornim și la cât vrei să ajungi. Ținta este așa, vin cu 20.000 de euro, să zic, da? Și obiectivul e să fac 100.000, da? Cam așa, de aici, cam asta e strategia, da? Cam asta e obiectivul. Da, și apoi poți să-l atingi strict din investiția inițială și te întinzi pe mai mulți ani, sau investitorii de obicei au și un aport, unii lunar, alții trimestrial, alții anual, când își încasează dividendele din companie sau când obțin o sumă mai mare de bani, investesc în continuare la portofoliu. Ca să termin cu interacțiunea cu clientul, să vorbim de câteva lucruri care se întâmplă. Îi spui să clientului să ia cele 7 acțiuni, el alege 5, din cele 5, 4 sunt în regulă, a 5-a asta apare o problemă și nu se nimerește, că asta este, se întâmplă, nu știu, nu neapărat că vine lebăda neagră, dar vine un raport semestrial prost sau foarte prost. De cele mai multe ori se întâmplă așa, e normal, e natural. De asta să fac portofoliile diversificate, de asta punem mai multe acțiuni, mai mult de 5-7 în portofoliu, pentru că probabil din 10, 15, 20 de companii, una, două, trei, nu vor evalua cum ne așteptăm. Și atunci e nevoie în portofoliu să mai facem un pic de restructurare. O să mai scoatem acțiunile care nu performează bine, o să le înlocuim cu altele care au mai mult potențial. Ceva normal. Se poate întâmpla și pentru, adică în orice context de piață. Și n-ar trebui acum să ne ferim de pierderi. O acțiune din portofoliu, dacă scade 10%, 15%, chiar și 20%, dacă are o pondere mică. Hai să luăm un calcul simplu. Să zicem că sunt 10 acțiuni și fiecare are 10% pondere în portofoliu. E basic asta. Dacă ai 20 de acțiuni, ai 5% pondere dacă le împarți în mod egal. Și atunci, ok, scade una dintre acțiuni 15%. Dacă e o pondere de 10% în portofoliu, minusul 1,5. Dar s-ar putea ca celelalte să fie crescut suficient de mult cât să compenseze și e puțin probabil ca o singură acțiune sau două sau trei care merge prost să impacteze foarte mult tot portofoliul. Bun, deci se întâmplă. Nu e nimic nenatural. Nu e nimic neregulat. Apare, mai vine o întrebare. Îi spui clientului să facă o restructurare de portofoliu și îi dai argumente, da? Și totuși acțiunea începe să-și revină uneori fără fundament. Am văzut și o cazuri în România, nu înțelegeam în anumite acțiuni de ce cresc. Cât timp să aștept ca acțiunea să-și revină? Adică cum se întâmplă aici? Tu îi spui, hai să restructurăm portofoliu, să vând și el nu o face. Nu, că mai am eu încredere. Cum se întâmplă atunci? Cum vine? Decizia e a lui, de fapt, nu? Păi, dacă vrem să restructurăm un portofoliu, ne uităm un pic la context. Dacă avem acțiuni care sunt pe trend descrescător, nu mai ai ce să le faci, să speri că își vor reveni doar așa că să te simți un pic mai bine că n-ai vândut așa de prost, nu e o soluție bună. Nu e o soluție pentru că te tot înfunzi cu portofoliul ăla sau cu acțiunile alea pe pierdere. Deci, dacă o acțiune nu performează, eu aș scoate-o cât mai repede din portofoliu. Acum, mai sunt și acțiuni care sunt neutre. Nici nu performează excepțional, nici nu scad, sunt pe un trend neutru. Și atunci, acolo e bine să avem răbdare, să ne păstrăm un pic strategia pe termen lung, dacă nu e ceva notabil. Să spunem că ai niște principii, ai niște criterii și s-au aplicat la început, au îndeplinit toate criteriile și la un moment dat a venit ceva, nu știu, o raportare financiară și nu mai îndeplinește criteriile tale și nu mai are ce căuta în portofoliu. Atunci, da, o scoatem. Altfel, recomand să avem răbdare și să le lăsăm să-și urmeze ritmul, pentru că nu o să vezi nicio acțiune care nu mai crește, niciuna care nu mai scade, sunt și trenduri laterale avem în piață. Avem și excepții, da, există și excepții. Există. Da, avem
Avem, nu știu, cel mai de răsunet e Nvidia, care a crescut, nu mai știu cât a ajuns, cred că a crescut 2 ani racheta așa. Adică a crescut peste 1000%. Peste 1000%. Deci dacă aveai $10 în ea, acum aveai... $108 a fost minimul 108. În 2022, în octombrie, a ajuns până pe la 1400 și un pic de dolari. Bine, s-a întâmplat între timp splitarea. Nu e 1400, că acum e 140. S-au împărțit la 10 prețul acțiunii și s-au mulțit cu 10 numărul de acțiuni, dar echivalent. Bine, acum, dacă stăm să ne uităm de azi înapoi, e foarte ușor să ne dăm seama. A crescut Nvidia sau în România, nu știu, a crescut antibiotice, mai aveam eu niște exemple, MedLife, TTS, Digi, Sfera. Problema e de azi înainte. Da. E foarte ușor să zicem, de azi înapoi s-a întâmplat asta, de azi înainte. Ce cumpărăm? Aici e cheia. Nu? Adică... Uite, nu știu dacă știi asta despre mine, dar mie îmi place foarte mult să analizez graficele și chiar sunt analist tehnic. Am acreditare ca analist tehnic, se numește Certified Financial Technician, și îmi place să analizez trendurile și dinamica lor și să îmi dau seama în ce etapă a trendului suntem. Sunt trei etape pe un trend crescător și trei pe un trend descrescător. Și atâta timp cât trendul rămâne în picioare, poți să stai pe compania respectivă. Unde îi, să zic așa, momentul cheie este când se schimbă trendul. Mie îmi place să mă uit așa și să anticipez și schimbările de trend, dar ca probabilitate, nu știu exact momentul când o să se întâmple lucrul ăsta. Și folosesc destul de mult asta în munca mea și ca broker am folosit-o. Era atul meu secret. Când vorbeam cu colegii sau cu investitorii, de multe ori accentuam sau puneam focusul pe o anumită companie sau, și aveam așa mai multă încredere. Părea că e o acțiune obișnuită sau că e un trend obișnuit, dar uneori poți să sesizezi niște lucruri doar uitându-te la grafice. Și cum se întâmplă asta? Graficele reflectă psihologia maselor. De fapt, pe asta se bazează, și dacă poți să evaluezi sentimentul din piață, poți să-ți dai seama, la un moment dat, cum ai zis de Nvidia, că dacă crește accelerat, că acțiunea aia pe trendul respectiv era în fază de accelerație și intrau foarte mulți bani în acțiune, și de obicei când este cerere în creștere pe o companie, atunci prețul continuă să crească oricât de irealist ar părea. Și mulți spuneau, ok, au crescut foarte multe, la maxime, o să mai crească, trebuie să scadă. Și am mai auzit una cea mai bună, asta nu este prețul real al acțiunii. Prețul real ar trebui să fie atât. Și este amuzant, pentru că prețul real este cel care este în piață, ăla este prețul real. Dacă ne uităm, dacă vrei să cumperi sau să vinzi, doar la prețul ăla poți să o faci. La ăla se tranzacționează. Că ai tu o opinie că ar valora mai puțin, asta este părerea ta personală. Dar ce contează în piață este percepția majorității și prețul așa se stabilește. Și într-adevăr, uneori se exagerează și se ajunge la niște valori foarte ridicate, dar ca investitor poți să profiți de lucrurile astea. Ai explicat un pic cum e cu analiza tehnică, da? Adică cu graficele. Da. Primează, mai există și cealaltă analiză fundamentală, da? Pe cifre. Adică, și aici am pregătit o întrebare pentru tine. Contează mai mult analiza tehnică sau fundamentală? Dar hai să explicăm și asta fundamentală înainte, ca să se vadă, să se înțeleagă diferența între una și alta. După aia te întreb ce primează mai mult în analizele tale. Hai să explicăm un pic cu analiza fundamentală. Da? Sigur. Când analizezi o companie, la ce te uiți? Te uiți la indicatori, da? Mă uit la indicatori și dincolo de indicatori vreau să văd care e potențialul ei. Și uneori doar văd că crește compania respectivă și mă uit la cifre și nu înțeleg ce e în spate, că nu pare din indicatori că ar fi ceva excepțional. Și apoi merg un pic să sap și citesc un pic mai mult și încerc să leg contextul și, da, să zic, nu știu, compania
nu are acum niște cifre extraordinare, dar se schimbă contextul și pare să aibă un avantaj pe care ceilalți jucători din industria lui nu l-au. Deci, sunt importanți indicatorii și cifrele. Să spunem și de indicatori. Cifre, ce te uiți la profit? Mă uit la profit. A venituri? Venituri. La ce te uiți? Marja la... de profit și o compar cu cea a altor companii din aceeași industrie. Ok. Și mă uit și la creșterele așteptate pe marja de profit, pe profit. Acum... Ok. Deci asta e analiza fundamentală. Da. Deci te uiți la cifre. Venituri, cheltuieli, profit, ce mai era? Mai e dividend yield-ul, dacă îl dă sau nu îl dă, că poate nu îl dă. Dacă dă dividend, dacă e important, dacă am o strategie în care să includ în portofoliu acțiuni care dau dividende. Sigur că ai să o iei în calcul. Da. Deci asta e analiza fundamentală. Și cealaltă tehnică e cea pe grafice. Pe grafice și ține mai mult de timing și de a te poziționa pe un trend. Uh-huh, uh-huh. Ce cântărește mai mult în analiza ta, în balanță? Ce e? Analiza fundamentală sau analiza tehnică? Că tot am ajuns aici. E un mix. E un mix. Și ca să spun, de fapt, ce contează în luarea deciziilor, vreau să spun că sunt trei tipuri de investitori. După felul în care iau decizia de a investi. Sunt investitori tehnici, care se uită doar pe grafice, sunt investitori fundamentali, care se uită doar la cifre, da, doar la indicatori, și sunt investitori emoționali, care iau decizii pe feeling sau cum simt ei piața în momentul respectiv. Nu se uită nici pe grafice, nici la indicatori, pur și simplu iau decizia. Și ce vreau să spun este că fiecare investitor ajunge să fie un mix. Și eu iau deciziile pe un mix. De oricât aș vrea să spun că iau foarte rațional, că iau pe analiză fundamentală plus tehnică, pentru că le combin, este și o parte emoțională care o să existe tot timpul. Ea se compensează prin strategie și prin criterii și prin indicatori financiari și indicatori tehnici. Dacă tu ai o strategie clară, atunci partea asta emoțională devine mai... are o pondere mai mică, dar ea va exista tot timpul. Și uneori o folosesc, am considerat-o mult timp un dezavantaj, dar acum de multe ori o folosesc în avantajul meu. Și cum fac asta? Știi momentul ăla când te uiți la o acțiune sau la piață în general și ești convins că va fi exact în felul ăla cum crezi tu? Și... când mă prind că am foarte multă încredere, îmi dau seama că ceva e în neregulă acolo. Și mă uit, ok, ce ar putea să mă surprindă? Care ar fi un scenariu? Și gândesc mult în scenarii și asta este de la analiză tehnică, că am văzut prea multe scăderi și prea multe grafice din alea care se duc în cap. Și apoi, dacă îmi pun întrebarea asta, pot să mă uit un pic mai mult și pe grafic și un pic la, nu neapărat la, că datele financiare nu se schimbă, adică la 3 luni vin raportări noi, dar mă uit un pic la contextul de piață, ce se întâmplă în industria respectivă, ce fac alte acțiuni. Ok, dacă acțiunea mea merge înainte, dar alți 2-3 competitori de ai lui scad, vreau șanse să... mari să... Da, sunt șanse mari să existe... un motiv pe care eu încă nu îl sesizez, dar vreau să fiu tot timpul mai prudentă și mai puțin axată pe convingeri din astea foarte puternice, pe care am tendința să le am, dar pe care în timp real îmi dau seama că trebuie să le las un pic deoparte. Deci tu ești profesionistul care vii cu mintea limpede la momente de momente importante în piață. O să vreau să te întreb, să vorbim și de începutul lunii august, ce s-a întâmplat pe piețe, și tu nu iei deciziile bazate ok, feeling, a scăzut, gata, s-a oprit scăderea, cumpărăm. Tu te mai gândești, adică te uiți și la grafice, te uiți și la te uiți și la analiza fundamentală, te uiți și la companiile din similare și sigur la final ai și un feeling, că l-ai sau îl ai sigur, după atâția ani de piață, de capital, îl ai aproape sigur. Pe când investitorul care nu i-a vizat, el stă cu trăgaciu, cu degetul pe trăgaci și a scăzut și gata, am vândut, da? Care poate să fie emoțională și nu mai așteaptă să-ți dea un telefon sau să aibă o conversație cu tine.
Deci asta e aviz tuturor celor care nu sunt în domeniul profesionist și trebuie să apeleze la oameni profesioniști, nu? Vii cu această experiență. Vin cu aportul meu în partea de strategie, pentru că consider că e important să iei decizii pe moment, rapid. Da. E foarte important ca investitor. Da. Dar dacă ai gândit dinainte strategia, cum ai spus, ok, ne uităm la analiză fundamentală, dar nu ne uităm în momentul ăla, că aveam timp să ne pregătim și înainte. Și analiza grafică a companiilor din portofoliul tău nu o faci pentru prima oară atunci pe moment, pentru că dacă o faci chiar atunci, aproape sigur vei fi influențat de ce se întâmplă în piață și părerea sau concluzia la care o să ajungi o să fie una influențată de emoția de moment. Uh-huh. Dar dacă ai gândit dinainte, atunci vei folosi momentul ăla să faci ce ți-ai propus tu în strategie. Dacă aveai de gând să cumperi niște companii și așteptai niște prețuri mai bune și poate chiar ți-ai notat intervalul în care vrea să cumperi și dacă într-o zi prețul acțiunii a ajuns chiar acolo, poți să faci lucrul ăsta. Dacă din contră aveai acțiuni pe profit și vezi că începi să se schimbă trendurile și vrei să conservi o parte din profit, faci lucrul ăsta. Dar asta înseamnă să te pregătești de dinainte. Asta înseamnă să apelezi la un profesionist atunci când tu ești cu jobul în altă parte sau cu mintea în altă parte și timpul alocat investițiilor nu este așa de larg. Hai să vorbim un pic și de piețe. Piețele bursiere naționale, internaționale, ele oricum sunt oarecum sunt corelate, se cam trag, piața românească cam trage după cealaltă, doar volatilitățile sunt mult mai mici. Indicii și din România, dar și din SUA sunt pe la maxime istorice. Acum când vorbim s-a anunțat scăderea dobânzilor în România, deja a fost o scădere de dobândă în România, s-a anunțat și în Statele Unite. Ce se întâmplă? Mai cresc piețele? Mai scad dobânzile? Cum vezi pe finalul acesta de an 2024 tendința asta de... Mai e o corelare între căderea dobânzii și creșterea acțiunilor, că în 2022 n-a fost așa, când dobânzile au luat-o în sus. Păi uite, percepția pieței este că o scădere de dobândă e pozitivă și am avut o perioadă mare de dobânzi ridicate și într-adevăr și când au crescut dobânzile, piața au crescut. Și contează foarte mult cum interpretează piața și investitorii deciziile, de exemplu pentru dobânzi, deciziile Federal Reserve. Acum, în piață este inclus o tăiere de dobândă. Dacă dobânzile o să scadă într-un ritm susținut, atunci, da, e posibil ca piața să mai crească. Dar mai sunt și alți factori care contribuie la trendul general al pieței. Și așa cum ai zis că a fost volatilitate la începutul lunii august, ce am observat este că investitorii sunt un pic tensionați și piața e un pic așa în tensiune și la primul trigger... Uh-huh. Sunt cu mâna pe buton să vândă. De ce asta? Pentru că au deja profituri consistente. Mulți investitori au profituri consistente. Am avut aproape 2 ani de creșteri fenomenale. E mai rar întâlnit pe bursă să avem ritmul ăsta de creștere. Dar cred că pentru următoarea parte a anului e posibil să fie o volatilitate mai mare în piață. Adică asta înseamnă și scăderi. Și creșterea și scăderi. Și volatilitate înseamnă fluctuații mai mari. Mai mari, da. Dar de obicei când vorbim de volatilitate, cum se simte volatilitatea, da. cea mai puternic se simte pe panică, pe scăderi. Și... Cum simți în propriul buzunar. O simți. Una e să vezi minus 5% și alta e să vezi plus 3. Adică e o diferență mare. Da, și când începe un trend de scădere, când încep scăderi din astea mai mari, 3%, 4%, cum am avut în august, într-o singură zi, investitorii încep să fie mai precauți, nu mai cumpără. Alții care au profituri, cum ziceam, încep să
vândă, da, și asta creează o presiune la vânzare și după așa să creează un trend de scădere, practic se autoalimentează. Și mă aștept la lucrul ăsta să se întâmple. Asta nu înseamnă că vine o criză, că se prăbușește bursa, dar e normal ca după un an de creșteri să avem și o corecție în piață, pentru că încă o corecție am mai avut anul trecut pe vremea asta, de fapt în august a început scăderea, ca și acum, da? A fost, da, o scădere în august, mai fost o scădere în septembrie și a mai fost încă o scădere în octombrie. Practic a fost un trend descrescător pe 3 luni. În octombrie a fost chiar odată cu începerea războiului în Israel și la scurt timp după aceea piața a început să-și revină. Da, așa a fost. Au fost 3 luni. România a prins, începând cu septembrie 2023, un trend de creștere de vreo 10 luni constant. Adică, e adevărat, anul trecut pe vremea asta, multă lume zicea, abia se listase hidroelectrica, era un vibe foarte bun, era, adică am făcut reclamă în toată România, era la radio, era, deci nu mai auzise în reclamă la un IPO, la ofertă publică, nu mai auzise în reclamă, cred că, nu mai știu dacă la Electrica a fost ultima oară sau nu mai mi-aduc aminte. Nici eu nu țin minte, deci, dar e bine că se creează entuziasm. S-a creat, au fost foarte mulți bani, Bursa de Valori București a arătat că practic sunt mulți bani disponibili pentru companii bune sau foarte bune. Și nu știu, cred că cu câteva excepții, cam orice cumpărai acum un an, cam orice luai creștea. La deci, fel și pe piața americană s-a întâmplat, nu chiar orice, dar piața a crescut accelerat din octombrie anul trecut până acum de curând. Maxime istorice și pe S&P și pe Nasdaq și pe și chiar și în Europa, mai mă uit și eu așa din când în când la DAX și într-adevăr chiar și DAX-ul este tot așa, bate maximul istoric. Hai să ne întoarcem un pic la ghidul tău, Fulger. Și o să spunem și ce am spicuit eu din el, dar o să te las pe tine să dezvolți. Întrebarea mea este, înainte de a intra în principalele idei, deci tu ai scos un ghid Fulger, tot ce trebuie să știi ca să investești în acțiuni individuale. Da. Și vin eu să te întreb, nu e mai ușor să investești în ETF-uri? Sunt la modă? Sigur, este ușor, nu e neapărat eficient, depinde de profilul tău de investitor. Dacă ești un investitor activ, un pic mai dinamic, cu un risc moderat și vrei un randament mai mare, s-ar putea ca acțiunile individuale să potrivească mai bine. Dar investitorii cu care eu lucrez, mulți dintre ei au un mix de ETF-uri, acțiuni pe piața românească, acțiuni pe piețele internaționale, chiar și alte instrumente, bineînțeles titluri de stat, investiții și în commodities, chiar și în cripto. Aha, ok. Deci, practic, ETF-ul, deși e mai la modă, poate și mai ieftin, e și simplu că fac alții alegerile pentru tine. Adică nu mai stai să te gândești tu pe BET Index să-i zici, ok, iau TLV de 12% sau, eu știu, alt emitent proporție, deja e acolo. Adică o vezi... Da. Dacă n-ai deloc timp să te uiți pe un portofoliu, e o alegere foarte bună. Cred că ăsta de fapt e și motiv pentru care ETF-ul de la Bursa de Valori București pe BET a avut, cred că are aproape 30.000 de investitori în el și active de peste 100 de milioane, sau aproape 100 de milioane de euro, adică cu o creștere fulminantă în ultimul an. Hai să ne întoarcem la ghid. Ghidul tău zice așa, îți clarifici percepțiile greșite despre piața bursieră și înțelegi cum funcționează. Uh-huh. Pe înțelesul tuturor o spui, nu? Acolo, o explici acolo. Da, îmi place să vorbesc așa pe înțelesul tuturor și într-adevăr sunt percepții în piață, unele sunt corecte, dar multe sunt greșite sau interpretate greșit și am vrut să explic acolo un pic ca să fie mai ușor investitorilor și să se regăsească, dar și să înceapă să gândească așa pe cont propriu și un pic separat de clișee. Asta cu clișeele vreau să o las la urmă, că am identificat multe clișee, cred că 7 clișee le-am identificat, vreau să le luăm pe îndelete, dar
de fapt, un alt aspect, descoperi adevărul din spatele clișeelor. Îl dezbatem imediat. Am vorbit de construcția unui plan de tranzacționare în 5 pași. Tot așa explicat pe înțelesul tuturor. Da, am luat fiecare pas în parte și l-am explicat. Fiecare pas are importanța lui și dacă vrei poți să ți spun care sunt, dar sau, te rog, te rog. Sau ascultătorii poate să intre pe site-ul meu și să-l descarce și să-l citească, să-l printeze, că e un ghid care se urmărește cu pixul sau cu markerul. Da, sunt 5 pași. În primul rând se începe cu analiza contextului de piață, ca să înțelegem care e mediul în care investim. Și aici e important ca fiecare investitor să poată să își gândească portofoliu pe sectoare și industrii. Dar în fiecare context de piață sunt anumite sectoare și industrii care performează și altele care merg mai prost. Și dacă îți faci analiza asta la început, poți să gândești mult mai focusat ce o să intre în portofoliul tău. Și o să te ajute la etapa următoare, la selecția acțiunilor, pentru că nu mai analizezi dintr-o paletă foarte largă, ci mergi focusat pe anumite sectoare. Și apoi, asta e al doilea pas, selecția acțiunilor. Și aici intră, eu folosesc filtre și fac preselecție înainte, folosesc criterii de performanță ca să departajez, să cern un pic acțiunile. Și apoi este partea de analiză pe alea care îndeplinesc criteriile de performanță și respectă criteriile și principiile pe care le am eu ca să intre în portofoliu, apoi merg la analiză. Încep cu analiza tehnică, tocmai ca să mai scutesc un pas, încerc să lasc mai la urmă analiza fundamentală, pentru că ia un pic mai mult timp și vreau să îl aloc pentru companiile care chiar contează și pe care chiar vreau să le includ în portofoliu. Și analiza tehnică să face un pic mai rapid, mă uit la trend dacă e un moment oportun de cumpărare. Dacă nu e un moment oportun de cumpărare, pot să fac analiza și peste o lună, dacă, dacă timpul îmi permite. Și atunci am așa ca o pâlnie. O parte dintre acțiuni ajung și în momentul în care mă uit pe datele financiare. Mai verific o dată tot să vedem că avem diversificare, pentru că asta este următorul pas, să ne uităm să avem diversificare în portofoliu. Da, chiar dacă inițial am pornit de la mai multe sectoare, până la urmă ce intră în portofoliu, vreau să văd dacă respectă și am suficiente acțiuni, suficiente industrii sau sectoare în portofoliul meu. După care trecem la partea de timing. Ok, am făcut o preanaliză, dar acum dacă chiar e momentul să cumpăr, vreau să văd, ok, când cumpăr. Am definit ce acțiuni, câte acțiuni, apoi pasul 4 este când le cumpăr. După ce le-am cumpărat, și s-ar putea să le cumpăr imediat sau s-ar putea să-mi fac un portofoliu cu poate inițial 30% din bani, investesc și pe celelalte poate mai aștept, cum ziceam, că dacă piața corectează, dacă îndeplinește, să zic, scenariul ăsta pe care eu l-am în vedere, atunci vreau să fac intrarea echilibrată treptat ca să am o șansă mai bună la randamente pe următoarea perioadă. Contează foarte mult prețul la care cumperi o acțiune, adică momentul. Și al cincilea pas, unde mulți investitori uită că mai trebuie să facă și treaba asta, este gestiunea portofoliului, administrarea lui. Adică? Adică e cealaltă jumătate de treabă pe care trebuie să o facem ca investitori. Am construit portofoliul și apoi trebuie să-l și gestionăm. Adică să-l monitorizăm, să ne uităm peste el din exact, când să-l monitorizăm, să vedem că, într-adevăr, ce am inclus noi în portofoliu performează în felul în care ne așteptăm. S-ar putea, cum am vorbit mai devreme, ca unele acțiuni să nu meargă atât de bine și sau să apară ceva care să ne facă să ne dăm seama că, ok, am greșit să includem acțiunea în portofoliu. Dacă monitorizăm, putem să scoatem și să înlocuim cu o altă acțiune care îndeplinește de data asta criteriile. Dacă nu, le lăsăm acolo, unele să duc pe pierdere și pierderile astea să pot acumula în timp. Și asta impactează, practic, randamentul final al portofoliului și obiectivul, cum ziceam, dacă e profitul, trebuie să stăm cumva cu ochii pe el, să vedem că în continuare avem șansă să-l realizăm cu strategia actuală. Și există momente în piață când trebuie să schimbi strategia și asta face parte din
managementul portofoliului. Și aici includem strategii de managementul riscului, strategii de conservare a profitului și strategii de gestionare a riscului, inclusiv riscul de volatilitate. Pentru că, vrem nu vrem, vor fi perioade cu volatilitate în piață și nevoie să știm ce să facem în acele momente. Da? Să nu ne ia prin surprindere, ok, nu mă așteptam să scadă piața. Piața scade la anumite intervale care nu sunt regulate, dar sunt cicluri, creșteri și scăderi. Dacă știi ca investitor ce să faci și în perioadele de scăderi, creșterea e foarte simplă. Creșterea e simplă. Și vine un alt sfat, mentalitatea pe care o adopți când devii investitor. Care e mentalitatea? Mentalitatea pe care o adopți este mentalitatea de a fi orientat către profitul portofoliului tău. Ok. Și apoi sunt lucruri care țin de luarea deciziilor. Acum, dacă ești investitor și când scade piața te panichezi, înseamnă că practic ori nu ai experiență și normal prima dată să te panichezi la prima scădere, dar dacă ți se întâmplă și a doua oară, înseamnă că de fapt nu ai o strategie. Sau că de fapt tu nu tolerezi scăderile. Tu vrei să vezi doar creșteri și atât. Exact. Și s-ar putea și îți dai seama atunci că deși ai considerat despre tine că ești un investitor care are un apetit pentru risc, nu-i chiar așa. Realitatea nu-i așa. Și îți dai seama că s-ar putea să-ți fi făcut un portofoliu care e prea riscant pentru profilul tău. Uh-huh. Și de obicei investitorii nu-și dau seama în prima fază asta, dar după ce trec de prima scădere a pieței, încep să se cunoască mai bine pe ei ca investitori și își fac și o strategie mai bună apoi. Pozează în fața ta investitorii în ceea ce vor să fie, nu în ceea ce sunt? Sau reușești să te prinzi de lucrul ăsta? Din discuție și din întrebări reușesc în cele mai multe cazuri să mă prind. Dar este normal să fii într-un punct și să vrei să fii într-un anumit fel. Adică să tinzi să evoluezi ca și investitor. Uh-huh, da? Și pun de multe ori întrebarea, ok, ce tip de investitor ești, cum ești acum și cum vrei să fii. Și lucrăm la asta. Ok. Hai să vorbim și de clișee. Nu neapărat sunt de pe Wall Street, tot aici în ghidul acesta vorbești despre adevărul din spatele clișeelor. O să le luăm pe rând, să le dezbatem, vedem cât de n-amănunt pe fiecare. Primul clișeu identificat este: performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare. Și e un lucru adevărat. Este un clișeu mai mult folosit în industria fondurilor de investiții. De fapt, acolo este chiar obligația legală. Disclaimer-ul. Disclaimer-ul maxim, uh-huh. Așa. Da, dar adevărul este că o acțiune performantă continuă să mențină acest trend de performanță pe termen mai lung decât am crede noi ca investitori. România este o bijuterie de națiune, înțelegeți? Uh-huh. Uh-huh. România, mi-aduc aminte duminică seară când mi-am spart ochelari în America. Nu aveam ochelari. Uite, bine. Și m-am dus la mall și era $350 consultația la optometrician și era 350 ochelari, $700 pentru mine, $700 erau o sumă imensă. Și atunci mi-aduc aminte că m-am dus la, am intrat la supermarket și mi-am luat o plasă de ochelari. I-am încercat pe toți. O plasă am luat. Era $1 ochelari. Am luat de $100 ochelari. Nu, exagerez un pic, dar înțelegeți ideea. Da. Ideea contează. Pac. Pentru că pe mine mă costa, când am văzut ce mă costa, da? Și mi-a explicat, uite, vreau să iau aspirină sau, dar, păi nu, dar la noi poți să te duci să-ți iei o plasă de medicamente. Status decontează asta. O plasă aproape medicament, da? Cum adică? Păi la noi poți să-ți iei concediu maternal și paternal. Cum adică? Să-ți iei concediu de maternitate? În America te duci după o săptămână la serviciu. Mama lăuză, merge la serviciu, da, știți, da, asta, cred că da? Două săptămâni, eu știam că două săptămâni, da? Mai, nu contează, una e 2 ani în România și alta e... Vă dați seama, și tată poți să ție. Și tată poți să ție în aceea, România. Nu se uite. Zice, da, voi zice, ce, cum adică al 13 la salariu? Zice, în concediu mă duc și îmi dă salariu. Păi cum adică?
Cine îți dă ție salariu când tu te duci în Europa cu visul lor? Tu ești în concediu în Canada. Atenție, 10 zile lucrătoare. Oh, și alea chinuite după 4 sună șeful. Da, 10 zile lucrătoare în America. Doamne, deci m-am crucit. În al doilea an, exagerez acum un pic, dar ca să vă dau, să vă dau un pic de context. Deci noi nici nu cred că avem vreo idee ce apă bună avem la robinet. Ce apă bună avem la robinet. Ce ce gust are roșia și mărul aici, ce oameni. Faptul că bisericile noastre de toate confesiunile sunt deschise, curate și ești binevenit oriunde. Poți să intri oriunde să vezi, de la o moschee până la o biserică catolică, de la superbitatea de sinagogă, orice poți să intri, da? Este? Fără să spună cine întrebări și, nu? Te poți închina acolo cu grijă să nu murdărești covoarele alea, că este doamna aceea minunată care aspiră acolo, este? Te simți obligat să pui acolo cutia mile. Unde ați mai văzut asta așa ceva? Curat totuși, să te poți închina, să stai într-o biserică, să stai... În Europa, în Europa este așa. Dar doar... asta la catolici acolo și la acolo catolici. Trebuie să aparții congregații. Da, că face parte din mezamplas. La noi face parte din spiritul superb al poporului român. Înțelegeți? Da? Dacă vă e foame acum și știți, veneați pe dumneavoastră. Ce grozăvi sunt tot felul de nesănătoasele alea, dar oricum, nu? Ați văzut în New York? Nu știu, n-am fost, nu știu. Ne-a povestit un prieten, o experiență multe neplăcute. Mama, când te prinde o foame, n-ai pâine, că nu este conceptul de pâine. Baghetele se termină dimineața. Da. Nu o să uit niciodată când era să mă aresteze în Central Park. Dimineața, flămând, venisem cu noaptea, parcă eram la comensație, flămând, mi-era foame și intru într-un butic de ăsta de mâncare. Și iau o baghetă din aia franțuzească, bac. Și niște șuncă din aia tot de un metru, era tot de baghetă și ceapă. Bac, unde să mănânci? În New York, mă duc în Central Park, bac. Scot în plas acolo, rup așa, bag toată, bag cepele alea cât am putut eu. Nu am făcut cum le-ați curățat? Acolo, cu un pungă, ceva, nu mai știu. Nu o să uit niciodată și pun mâna și trag. Evident că șunca aia nu s-a rupt, înțelegi? Că am rămas cu ea, așa, înțelegi? În momentul ăsta, patrulă de polițai, doi polițai de America, răi așa și, bac, eu trăgeam de... N-ai voie în America să mănânci public, să bei, n-ai voie niciuna sfârte. Trăgeam de ele. Nu mai știu exact cum s-a terminat, dar n-o să uit, îmi imaginez pe mine cum stăteam cu șunca aia bălângănind așa. Până la urmă n-am reușit să mănânc, am mâncat bagheta aia unsă așa un pic, înțelegeți? Cu ceapa aia mexicană iute, de nu am înțeles nimic din ea. M-a costat vreo $15 micul ăla de jur. M-am dat un exemplu exagerat un pic, dar contextul ăsta ați înțeles. Contextul, da.